Ziua bună! Ziua bună și un weekend frumos! Chiar dacă afară e frig, ne putem face noi viața frumoasă și în casă. Să mai dau mai încolo, așa că n-am lumină. Bine, bună! A, ce să vă zic? Mă îngrozesc! Mă îngrozește YouTube-ul ăsta! Știți cum? Eu am plecat de pe... Deci, nu că am plecat. Nu prea folosesc TikTok-ul decât pentru... Bine, n-am făcut de când... Și dacă să vă uitați, am 11.000 de urmăritori aproape. Și n-am făcut niciodată live. Pentru că mi-e groază când se intră și se vorbește și se... Și, tic-ma, pe YouTube probabil întâlnesc oameni mai altfel. De unde? Tot așa. Toată lumea bârfește pe toată lumea, toată lumea știe mai bine ce are de făcut decât ăla în cauză. Dar ce mă îngrozește mai tare că sunt femei care aprobă și susțin violența, care aprobă și susțin degradarea femeilor și a persoanelor. Deci nu numai femeile. Hai să nu luăm în violență, că sunt și bărbați care sunt, cum să zic eu, maltratați psihic, sunt. Deci, nu numai femeile sunt. Am văzut cazul ăla lui, că nu mă uit numai la aici pe YouTube, cazul ăla lui Dana Roba. Nu știu prea bine cine a fost fata aia, ce a făcut, dar să spui tu ca femeie că bine i-a făcut și că trebuia să-și ducă drumul până la capăt doar pentru că a apărut la televizor nu știu cu cine. Te îngrozește. Și altcineva comenta, eu nu știu cât din familia lui. Eu nu zic ca mamă să nu susții copilul, dar vă spun cu mâna pe suflet, copilul meu, dacă ar face așa ceva, știți cu ce l-aș susține? În pușcărie cu tot ce-i trebuie. La un avocat știu eu să-i facă, nu știu ce, un pic mai, sau nu știu dacă aș apela nici la avocat, nu cred. Poate la psiholog, la alte chestii. Dar să-l susțin eu pe copilul meu că nu-i vinovat când m-a dat cu toporul sau nu știu cu ce Dumnezeu i-a dat în cap la femeia. Nu, asta e educația care i-am dat-o eu. Deci se vede acum. Deci tu susții că e bine, deci că copilul tău nu-i vinovat că i-a dat cu nu știu ce în cap, când ciocanul în cap, așa? Și tu susții că copilul tău nu-i vinovat? Copilul tău a făcut asta că a primit educația asta de la tine. Sunt și cazuri când fac copii și nu primește educația asta, dar părinții vin și spun, da, domnule, e vinovat să-și tragă pedeapsa. Și atunci se vede că omul ăla nu i-a dat educația asta, anturajul, alte chestii. M-a îngrozit. Vă zic, m-a îngrozit ce comentarii sunt acolo. Băi, și de la femei. De la femei și sunt mulți bărbați care o susțin. Ce-o făcut ea? Ce face ea? Cu cine s-o împreunat ea? Pe cine critică ea? Asta e problema ei. Dar de aici și până a omorât un om și tu să susții fapte criminale ca femeie, e îngrozitor. E îngrozitor. Păi ce-o ajuns YouTube-ul ăsta? Eu intru. Pentru că v-am zis, sunt pensionară. Cine mă interesează ce se mâncă în spatele meu, ce în spate nu mă interesează în față. Eu am văzut totdeauna în față. Că noi, babili, ce căutăm? Uite, noi avem timp. Când ați avea și voi 47 de ani pe cartea de muncă, o pensie și de într-o țară și în alta și o să vină pe card, n-ai decât. Și că am 65 de ani și sunt bătrână. Păi asta e o mulțumire pentru mine. Nu e un stres că-s bătrână. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai adus până la anii ăștia și cu problemele care le-am avut. Pentru mine acum nu că am riduri și că-s grasă, văd că se ia toată lumea de fizicul la altul și la altul. Sunt persoane superficiale care văd doar la suprafață. Și altă chestie. Am riduri, da, și grasă. Uite, trebuie să slăbesc acum din cauza că vă spun mai târziu de ce cauză trebuie să slăbesc. Altfel nu-mi dădeam interesul, dar e problemă de sănătate. Eu acum sunt mulțumită când văd că
copiii mai na. Prima dată eram mândră când vedeam băieții. Fata nu, fata mea, pititic așa. Seamănă în partea asta lui soacră mea, siciliancă. Dar băieții sunt 2 metri fără cap. Și mă uitam și eram mândră, mă. Acum am nepoți mai mari ca mine, mai înalți ca mine. Asta e mândria, mă, asta e fericirea care ți-o dă. Când vezi că se realizați, când vezi că ai numai mulțumire din partea lor, când alții zice, mă, doamna Silvia, felicitări, complimente, pentru că colegilor, șefilor, că pentru că și copiii mei au șefi, nu sunt ei mari. Bine, sunt în ce sunt, dar orice nașul și are nașul, cum se spune, orice șef are șeful. Și astea sunt mulțumirile mele, că am eu riduri, că mai fac lucrare la un dinte, că am avut că am sâni mari, păi alții își dau bani să aibă, că am fundul mare, am de toate. Astea pentru mine nu contează, sănătatea și sănătatea, în primul rând sănătatea și fericirea copiilor mei. La vârsta mea asta nu mă interesează și da, susțin. Susțin anumite chestii când văd că susțin non-violența și de femei și de copii. Susțin nu susțin când cineva intră în viața ta. E viața ta. Cum e canalul de YouTube? Casa mea. În casa mea, când intri, eu când intru pe un canal de YouTube, știți ce fac prima dată? Chiar de-mi place, chiar de nu-mi place de omul ăla ce zice, eu, când nu s-au ajuns la alte conflicte legale și alte chestii, dau like, distribuire și după aia pot să comentez. Pentru că într-o casă de om nu intre fără să bați la ușă. Nu, sau să sun la ușă. A? Și să lași papuci afară, nu intre cu cizmele murdare în casa omului. Și în viața omului. Băi, fiecare, deci nu trebuie să fii de acord cu toată lumea ce face. Clară chestia. Deci, ai opinia ta, ai demnitatea ta de om și ai opinia ta. Dar până spune că dai indicații că trebuie să-i taie nasul, urechile, să o omoare, deci ai primit și nu știu ce și niște chestii de genul ăsta, du-te un pic la psihiatru. Pentru că nu poți da indicații la un părinte sau la un copil de genul ăsta. Că nu știi viața lui. Habar nu au. Așa. Și dacă nu ești de acord, poți să spui, domnule, nu sunt de acord cu ce ai făcut. Nu că nu ești de acord. Uite, în opinia mea, că nu trebuie să fii tu de acord cu viața altuia. Eu nu trebuie să fiu de acord cu viața altuia. Dar în opinia mea, nu părere, că filme în cap. Așa. În opinia mea, eu n-aș fi procedat așa ca tine. E așa de greu de scris? E așa de greu de scris chestia asta? Și am văzut cei mai mulți care critică și care fac să aia care fără chip, fără poză la profil, ca 3 litere îmbărligate numere, oameni lași. Când vrei să critici, să dai niște opinii la cineva sau de criticat, nu suntem niciun în măsură de criticat pe altă. Dacă se ia de tine, de persoana ta, mai ales de familie și de copii, ce aveți, mă, nenorociților cu copii, mă? Ce aveți cu copii? Când se ia de copii și de asta, se știe unde s-a ajuns. Și apropo, nu mai faceți conturi false cu să-mi spuneți mie de postul Crăciunului și de chestiile astea. Știu că după intru acolo și după aia dispare contul ăla. Nu mă interesează. Nu mă interesează. La ce ați vorbit și ce ați zis, nu vă iert. Pot să mă duc în iad. Și nu mai faceți, că nu merge chestiile astea la mine. Departe de mine. Și altă chestie. Ca femeie, ca mamă, indiferent că omul ăla care l-a tace e mai bătrân ca tine, are și el o mamă. Ai dat naștere. Și tu la copii. Sau altele, ca să asociază cu oameni, care de panorama YouTube-ului. Să te asociezi tu, femeie. În fine, e treaba lor. Dar cu chestia asta, cu susținerea violenței asupra cuiva,
Nu sunt de acord. Și am făcut blogul ăsta pentru că respectiva care a scris că trebuia să meargă mai departe, mi-a scris că n-am înțeles mesajul. Vă rog frumos să-mi scrie careva. Ce n-am înțeles din mesajul ăsta? Că ai umblat la televizor și că nu știu, a făcut-o. Deci, pe ăla l-a ridicat în sclav, care i-a dat cu toporul sau cu drujba, sau nu știu cu ce Dumnezeu i-a dat în cap. Ciocanul, așa. L-a ridicat în sclav. Deci, ăla e bun. Ia-i de vină că a apărut la televizor, că trebuia nu știu ce masă să... Bă, sunt oameni care pot să vorbești, dar sunt oameni, dacă ajungă să facă o crimă cu ăla, omul ăla nu se s-o poate vorbi și nu se poate vorbi. De ce nu a invitat-o el la masă? Să zică, băi, femeie, uite, nu-mi place ce faci cu tare. El de ce nu a invitat-o la masă? Doamnă, nu știu cum te cheamă, că te-am blocat. Așa. Pentru că... Nu suport chestia asta. Și în felul cum mi-ai răspuns, dacă răspundeai la mod civilizat, poate continuam discursul. Deci asta e. Uite, aici, în Italia, s-a întâmplat o chestie, un băiat a omorât o fată. Provine dintr-o familie care educația asta o primită, că femeia trebuie bătută, omorâtă și nu știu ce, că așa am înțeles de la televizor. Deci dacă o să susțineți în continuare chestia asta, modul ăsta o să treacă lumea. Ei, acum salut prietenii mei. Zoltan, am citit chestia asta, dar eu de mult oseșită din chestia aia. Te salut, Brigi, te salut, Lili, te salut, toți, Costi, Spaniolul, Bella, Liana, am ieșit la givăneală. Vă pup, toți, că nu, mulți sunt. Sunt Moș Crăciun, Pardalaian, sau nu știu, Papilon, mulți. Vă salut, vă doresc un weekend plăcut. Ela, eu vorbesc personal cu tine, te salut și aici, da. Noi avem așa givăneala noastră particular. Vă salut, vă pup și să aveți un weekend plăcut.